la o partidă de vânătoare de mistreți desfășurată în 2017 în România. Un antreprenor german a împușcat din greșeală un urs, sau l-a împușcat altcineva, dar i-a fost atribuită lui această crimă de lichidare a unui animal a cărui vânătoare este interzisă în România. I s-a deschis un dosar penal, omul pretinde că n-a avut niciun fel de apărare, că a crezut că acest dosar s-a închis de mult și iată s-a trezit arestat, umflat de poliție în Italia, în virtutea unui mandat internațional emis de autoritățile de la București. Ceea ce înseamnă că, deși justiția din România se mișcă extrem de încet și extrem de contradictoriu, uneori, mai ales când este vorba de străini, mâna justiției de la București este foarte lungă. Acum urmează să fie extrădat în România, să-și facă anii de închisoare în țara noastră, fie să se constate în Italia că nu sunt îndeplinite condițiile necesare să fie pus în libertate.